Membrii primului parlament, comunitatea academică din Republica Moldova și reprezentanții ai diasporei s-au alăturat astăzi partidelor politice care au semnat Pactul pentru Europa. Într-o ceremonie oficială a fost subliniat că acest document reprezintă un semnal clar pentru populație privind direcția pe care ar trebui să o urmeze țara noastră. Noi recunoaștem faptul că toată perioada după anul 90 am avut o luptă între două interese. O luptă geopolitică. Este Estul, care vrea să fim cu ei, și este Vestul. Este, știți cine, cei care au început războiul, și este Uniunea Europeană. O unitate, aș zice, teritorială mare, spațială, aș numi-o, care a dezvoltat și democrația, și economia, și stima față de cetățean, și stima față de legi. Noi am lansat un semnal pentru populație, ce vrem și unde vrem să mergem. Și savanții și-au exprimat sprijinul necondiționat pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Avem un moment de mare rezonanță, fiindcă, într-adevăr, discuții nu pot fi de intrare în Europa. Noi suntem în Europa. Mai mult ca atât, centrul geografic al Europei este nu departe de Moldova. Așa că eu susțin această idee. La eveniment au participat și reprezentanți ai diasporii din Germania, care și-au arătat deschiderea de a promova ideea de integrare europeană în comunitatea moldovenească de acolo. Amintim că pe 26 mai la Chișinău a fost semnat Pactul pentru Europa, un angajament politic privind susținerea plenară a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. 12 partide din Republica Moldova, inclusiv cel de guvernământ, au semnat documentul, lista rămânând deschisă și pentru alte formațiuni politice și organizații neguvernamentale.